Specialiștii în sănătate publică critică decizia autorităților de a începe cursurile cu prezență fizică. Potrivit experților, un procent de imunizare de 60% nu oferă nicio certitudine că unitatea de învățământ nu va deveni un focar de coronavirus, expunând elevii. În plus, o astfel de decizie aruncă practic întreaga responsabilitate pe umerii profesorilor. Inițial, propunerea era să se stabilească măcar la nivel de localitate un prag de vaccinare, pentru că nicio școală nu funcționează izolat. Cadrele medicale atrag atenția că revenirea în bănci a elevilor ar putea duce la creșterea excesivă a numărului de copii bolnavi. Problema este în continuare că este complet decuplată de situația, de contextul epidemiologic. România se află încă la incidențe uriașe. Cele două săptămâni au avut un impact pozitiv asupra numărului de minori internați în spitale și în ATI numerele au scăzut. Revenirea în școli creează riscul real ca să revină copiii și în spitale. Medicii spun că această modalitate de redeschidere a școlilor va duce la o nouă creștere a numărului de cazuri. Însă există un risc să ieși mai repede din această fază descendentă. Acest lucru mă îngrijorează mai tare. Nu cred că o să revenim într-o fază ascendentă din cauza deschiderii școlilor, dar este posibil ca deschiderea școlilor să ne scoată într-un platou mult mai înalt. Va urma haos săptămâna viitoare în școli și multe școli vor decide că e mai simplu să declare că sunt 70% vaccinate. Cine poate să verifice real gradul de vaccinare în școală?